cuvinte despre meciul de marți? În primul rând, vrem să câștigăm cele 3 puncte ca să avem o liniște așa în programul nostru de desfășurare. Este adevărat că noi n-am uitat că am pierdut aici acasă cu Călărașul. Nici jucătorii n-au uitat. Nu este neapărat vorba de o revanșă, însă vrem să arătăm că ceea ce s-a întâmplat aici a fost un accident. Am avut un joc slab atunci și în momentul de față suntem și pe un drum bun, adică jucăm bine, avem un joc destul de eficient și vreau să ne întoarcem cu un rezultat și trebuie să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv de la Călăraș. Pentru mine un rezultat pozitiv înseamnă cele 3 puncte puse în joc, de-aia mergem acolo, mergem să câștigăm. Să vedem dacă putem să mai recuperăm din jucători, pentru că Aristidis încă nu este 100% apt. O să văd zilele astea dacă putem să ne bazăm pe el. Dacă nu, avem varianta noastră foarte bună, Andrei Burc. Da, ținând cont de programul ăsta cu multe meciuri, te gândești la schimbări, să mai odihnești unii jucători, sau forțez formula asta care a dat rezultate? Da, mă gândesc să mai și schimb din jucători, în special după jocul de la Călăraș, pentru că vom juca marți, miercuri seară vom ajunge la Botoșani, să ne spălăm repede tricourile, le punem pe noi înapoi, nu știu dacă se usucă până două zile, dar cred că se usucă, glumesc. Nu, ăsta este programul, și ei joacă Călărașul, joacă mâine, nu? Mâine joacă, după care joacă marți. Ăsta este programul, pardon, nu avem ce face. Trebuie să, din punct de vedere fizic, în primul rând, să ne revenim, după care mental. Am să schimb, pentru că sunt 3 jocuri în 5 zile, nu? 6 zile și atunci trebuie să schimb. Trebuie să mai schimb din jucători. Avem un lot omogen, un lot bun, o să mai schimb din ei, dacă va fi nevoie. Mulțumim mult! Vă mulțumesc, seară bună! Vorbește, Marius!